Salutare, urmează, sunt Cristi și bine am regăsit la un nou episod din seria noastră de Minecraft Hide and Seek. Dacă mai doriți episoade, v-aș ruga să nu uitați să lăsați un like și astăzi este episodul cu numărul 20. Deci am adus seria aceasta la episodul cu numărul 20. E incredibil, parcă era la alteri doar ce am început-o și am văzut că vă place foarte mult seria aceasta și încă este super bine susținută și îmi place foarte mult când deschid o nouă serie și vă place tuturor. Deci astăzi, pentru că este episodul 20, o să facem un episod mai special, adică o să facem un episod de jumătate de oră. Știu că mulți dintre voi mi-au spus să facem episod de jumătate de oră, dar n-aș putea să fac episod de jumătate de oră în fiecare zi. Așa că facem astăzi, sper că toți cărora vă place, nu știu, acest minigame și toți care iubiți să vă uitați la asta o să mă apreciați pentru asta, pentru că o să stau efectiv jumătate de oră în fața calculatorului să mă joc hide and seek. Deci hai să vedem acum ce a picat Venice Bridge. Hai să vedem care e treaba cu Venice Bridge. Mi se pare că am mai jucat mapa și este mapa aia cu bine, nu pot să explic cu blocuri. Toate mapele au blocuri, dar vreau să văd care e exact. Și vreau să spun că au și nu aveam dreptate. Nu, mă gândeam la complet altă mapă. Ok. Hai să vedem care e treaba pe aici, unde să ne ascundem. Am jucat mapa aceasta în ultimul episod cu Vlad, dacă nu l-ați văzut, duceți-vă să vă uitați. Și acum m-am făcut ghiveci. Unde pana mea mă pun fiind eu un ghiveci? Nu pot să deschizi locurile astea. What? Ok, deci pe aici am fost, pe aici am fost data trecută. Acolo este ăla care ne caută. Unde-și boss? Sunt doi deja, trei? What the fuck? Tipul ăsta se descurcă, holy shit. Hai să mă ascund repede în altul loc sau să fug. Oh! No! Are you fucking kidding me? Mamă, ăștia-s bun rău, credeam că zumbi așa puțin, gen... hai frate că... Ok, deci am început episodul special de jumătate de oră cam prost. Sau nu, dacă reușim până la urmă să câștigăm. Unde ești, mă, bugomeș? Bă, ești retardat, ia mar și treacă aici, mie încă. Ia-o pe asta. Hai că s-ar putea să câștigăm, frate. Nu mă plâng că am murit, s-ar putea să câștigăm. Eram 100% sigur că le-am player. De ce te-ai dat jos de acolo? Nici nu știam cum să mă urc la tine, puteai să rămâi acolo. Da, bineînțeles că ești un player. Ia uite mă ce-i găsește Cristian. Asta e camera specială, unde vă ascundeți toți mâncava și ugura voastră. Prinde-l boss pe ăla! Haide! Bocul poate să fugă nemernicul. Nu! Am pierdut avânt. L-am pierdut din raza mea. Oficial e. Prinde-l mă pe prost, mamă, bă, ce ratați. Ce vrei mă să faci tu aici, parcureală, nebuneală? Prindeți-l mă, bă, pe lângă orice player care trece, unul nu-l lovește. E ultimul! Idioții, dracu! Prindeți-l! Hă-te, dracu de rat. Ai, bă, că l-am câștigat, uite, am zis că am început prost, dar de fapt am început bine. Mă bucur, primul meci câștigat. Nu știu câte meciuri exact o să jucăm, dacă stau așa și mă gândesc. Într-un episod de jumătate de oră, cred că jucăm vreo 6, 7, n-am nicio idee. Pentru că, uite, deja am jucat unul, ăsta s-a terminat un pic mai devreme și au trecut 4 minute. Bă, vedem, cred că o să jucăm în jur de 6, în jur de 6 sau 5, ceva de genul. Hai să vedem ce mape avem pe aici. More Frozen. Oh shit, ce am scris acolo în chat? More Frozen. Ia să-i. More Frozen. Da, pot să votez gen așa. Eu apăsam pe LV 4. Da, mă, uite, așa votez, mă, bă, și eu tot mă chinuiam acolo să apăs pe numele ei. Are și Space multe voturi, bă. Nu mă supăr dacă este Space și mapa Space îmi place foarte mult, dar vreau să, ca în acest episod, să jucăm cât mai multe mape, totuși. Space, ok, deci a câștigat Space, este total ok. Nu prea ai ce blocuri să te faci pe Space, să fiu sincer. Să mă fac un crafting table, n-am nicio idee, habar n-am. Știți voi cum e mapa Space, dar hai să vedem cum o să ne descurcăm acum.
Oh shit, oh shit, cât mă duc afară. Mă pun aici, dacă mă găsește unul, îmi bag picioarele. Mene, decât ăștia care s-au ascuns aici cu mine, posibil, da. Mamă, dacă se pune ăla acolo peste mine, mor. Nu mă găsește nici dracu, gen, sunt complet acoperit, dar să vină unul, mă, care se pună peste mine. Care-i, mă, cu ăștia? Care-i treaba, mă, cu ăștia aici? De ce nu s-a pus, mă, ăla peste mine? Că, mamă, bă, frate, câștigam. Cam așa, cu un artific, nu știe de nimeni de unde vine. Blocurile astea de... Oh, shit. Deci ai venit aici. Dar nu cred că are vreo bănuială în locul nostru. Bine, ăla stătea în aer, n-aveai cum să nu-l găsești pe ăla, da. Mamă, dar stai că vine ăla. Oh, shit, oh, shit. O să vină ăla și știe că ne-am ascuns o groază aici. Dacă vine și vine direct pe mine, eu îi trag una în cap. Oh, nu. Știa omul ceva. Știau omul ceva, dă-te dracu. Bă, mă gândeam să fug sau ceva, dar am zis, bă, hai că poate nu e așa de prost. Bă, jegule, ia marș, mă, de aici. Ia-te, mă, de prietenii mei, că eu fix de mine te-ai luat, au scăpat prietenii mei. Gata, frate. Hai că am scăpat de prost. Ok, nu m-a văzut că am urcat aici. Aparent nu-i nimeni pe acoperiș, wow. Data trecută când m-am pus pe acoperiș, erau vreo 3 playeri și m-a urcat unul pe nicăieri și m-a omorât atunci. Ia uite un crafting table aici. Sper să nu le găsească jegul ăla. Teiva, nu știu ce. Mai dau și cu taunturi, nu contează că e deja destul de greu match-ul ăsta. Mai dau și cu taunturi. Să mă uit așa, gen... Oh shit, urcă, 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 nu mai fac nimic. Urcă, mă dau jos, frate. Nici nu discutăm, frate. Dacă l-am văzut că urcă, eu intru în casă. Oh shit. Oh shit, ce-am făcut aici, tati? Nu pot să închid ușa asta. Bă, mâncați aia și pe arata. Ok, bun. Proastă idee că am făcut asta, dar hai. Ia, fii atent, fii atent ce fac. Unde e? Frate, era o manetă aici. Ok, bun. Wow, nu merge să închizi ușa aici, mamă și mamă și m-am și mișcat de aici, m-am și făcut orice. Bine, hai. Nu merge să închizi ușa asta, o să trebuiască să merg pe încredere. Oh, shit. Oh, shit. Mamă, noroc că n-a dat omul ăsta în ceva. Eu așa fac mereu, frate. Orice încăpere intru, dau în orice bloc posibil. Pentru că, uite, poate pare natural să ai chestiile astea aici, dar... Eu sunt un player, yay. Poate reușesc să câștig. Oricum, meciul ăsta a fost plin de aventură și mi-a plăcut. Am schimbat 3 locuri. N-am mai fixat ceva până acum. Bine, parcă orice meci pe mapa Space devine așa mai intens și îmi place. Deci e ca lumea rău. Players alive. Mai suntem 10. Mai 1 minut 20, nimeni nu bănuiește nimic deocamdată, dar doar dacă intră cineva aici, dă în orice. Bă, e cineva aici pe lângă mine? Și nu știu eu. Habar n-am, dar deocamdată nu o să mai dau cu taunturi pentru că n-am nicio siguranță că nu-i nimeni pe lângă mine. Bă, cred că-s de fapt afară, deci... Punk. Doar dacă e cineva pe lângă asta, își dă seama că e cineva înăuntru. Deci da. Sunt 10 care caută, 9 care ne mai ascundem. 40 de secunde. S-ar putea să câștigăm. Clar câștigă Hyder, pentru că n-ai cum să găsești în atâta timp 9 Hyder, dar s-ar putea să câștig eu, gen, dacă nu mă prinde nimeni aici.
Pentru că e risky, locul ăsta e chiar risky as fuck. Deci 30 seconds until the game ends, mysterious one can GG. Da, scriu și eu GG, gata, clar, e ce pana mea. Și vezi că acum omoară unul la o secundă. Mor. 10 secunde. Mamă, unul l-au prins în ultimul moment. Oh shit. Gata, frate. Ce mai vrei, mă, de la viața? Am câștigat meciul. Două meciuri la rând. Wow, până acum o ducem bine. Două meciuri la rând câștigate. Până acum chiar o ducem foarte bine. Și era să mor. Uite aici. Am rămas cu inimioară și am dat clutch la meci. Mă bucur, mă bucur. O ducem foarte bine până acum. Hai, încă un meci. Ce avem pe aici? Villa. O să vă dau V4. V4 please. Să vedem dacă pică mapa Villa. Nu știu cum e, dar v-am zis. Vreau să joc numai mapa pe noi până acum. Ruined sunsets. What? Ce? V4, da mă frate, dați V4. Chiar vreau să fie ce mapa asta. I'm better than you, I changed it finally. Cred că ea se înțeleg pe acolo, se cunosc, abar n-am. Villa are 3 voturi, industria are 3 voturi. Bă. De ce arată că... Ceapca Villa, yes, ok, bun. Oh shit, oak wood planks. O să mă fac lemn să văd unde căcat pot să mă ascund în Villa. Nu știu ce mapă e, sunt super curios care e, pentru că sunt sigur că am jucat măcar o singură dată fiecare mapă de pe serverul ăsta, dar sunt mega curios ce mapă e. What? Ok, nu m-am jucat mapa asta până acum, super. Wow, ok. Și m-am făcut lemn, frate. Nu m-am jucat mapa asta până acum, chiar îmi place super mult până acum. Dacă pot să mă bag undeva, să nu mă găsească nici dracu, sunt cel mai fericit om de pe planetă. Nimic aici. Nu e bine, nu e ok aici. Trebuie să găsim un loc în care să ne punem să ne vadă nici dracu, să nu-ți dai seama că e un bloc. Să nu-ți dai seama că e un flare. Deci căutăm bine de tot. Sigur trebuie să fie un loc pe mapa aceasta atât de bun și genial, să nu-și dea nimeni seama, dar nu-l găsesc eu. Marș. Oh, puteai să sari din cameră în cameră. Mamă, credeam că e o cameră secretă gen aici. Cum era, frate? Cameră secretă, nu te găsește nici dracu. Bine. Hai să vedem care e treaba pe aici. Mergem în cealaltă parte pentru că pe aici nu se întâmplă nimic deocamdată. Fugim să nu ne găsească băieții. Sper că nu-i nimeni pe aici prin apropiere, totuși. Tot am găsit un loc bun. Și mi-e frică. Bine, eu tot fug, frate, până explorez mapa, știi? În caz că mai joc cândva, să știu și eu pe aici niște blocuri. Da. Nu pot să mă bag acolo sus. Shit. Cam obvious locul ăsta, să fim sincer, dar n-am găsit unul mai bun. Mamă, dar au găsit. Băi, au găsit pe ăștia atât de rapid. Mai sunt 3 minute jumate și deja mai suntem 11 care ne ascundem. What the fuck. Mamă, mai dau și levelat la woodplank. Dacă mă găsește cineva din cauza asta, am trag una. Te rog, nu mă găsi. Bine, nici măcar nu intră cineva în cameră, deci asta este bine deocamdată. Știți că am pus episodul de Clash Royale, acum trebuie să mai intru pe Clash, așa, să accept player în clan. Dacă sunt găsit acum, asta este. Nu m-a găsit nimeni? Yes. Ia, cine mai vrea să intre în clan pe aici? Bun, accept. Eu accept player acum, fraților, deci e ok. Fuck. Pac. Mamă, foarte mulți cu multe trofee. Nice, mă bucur. Accept. Accept. Gata, mă.
Oh, mai vrea altcineva să intre în timp ce acceptăm pe aici. Holy shit, deja clanul crește foarte rapid, dacă vă întrebați, are 21 de playeri deocamdată, deci cine nu, cine n-a intrat încă, intrați repede. Salut. Le zic salut la băieți și uitați aici. Mare bucurie pe aici. Mai vrea încă cineva să intre. Oh, accept. Mamă, deci intră aici la playeri. Mă bucur foarte mult că intră mulți, mai ales de peste 3700 de trofee. Și, bă, fraților, acum hai să vorbim și noi puțin de Clash Royale. Eu o să mă ocup maxim de clanul ăsta. Dacă știu că mulți chiar au fost player buni în clanul Max și nu zic că nu s-au ocupat sau ceva, dar au ieșit pentru că nu mai era pur și simplu nu mai era, cum să zic eu așa, care e cuvântul potrivit pentru asta? Nu mai era nici hai, spirit de echipă, nu știu ce, jucăm, facem clan chest într-o oră. Bine, nici dracu nu face clan chest într-o oră. Dar ar fi ceva. Ar fi super tare ca măcar, mamă, ar fi super tare ca măcar o singură dată, primul nostru clan chest să-l facem într-o oră sau ceva. Ar fi super. Mi-a băut și toată apa aici. Ce s-a mai întâmplat, mă, pe aici? Am mai rămas eu. Bă, ești retardat, fix când revin la joc, mor, mâncați aia șpana ta, bă, ești țigan. Hai, mă. Mamă, frate, am pierdut în... Și acum, unde dracu îi găsești pe aia doi? Nu îi găsești. Mamă, ești retardat, ce pana mea am făcut, mă. Credeam că îl câștigăm și pe ăsta, dar nu. Am pierdut. Uite, mă, ce cu lucrurile astea, cât de mare e mapa asta. Mamă, ești nebun la cap. Cât de mare poate să fie mapa asta, mă. N-ai cum, frate. După ce m-am ascuns în cel mai oribil loc, m-a găsit pe la urmă cineva, da. Mamă, nu puteai să mă găsești mai târziu. Ok, fraților, știu pentru data viitoare cei cu locul ăsta. Marș! Am zis trebuie să fie măcar un singur loc pe mapă cu o gaură în pământ care să te bagi acolo să câștigi. Mâncați aș pana ta, dacă mai pic o dată acum vila mă bag acolo și vă garantez că o să câștig. Vă garantez chestia asta. Hai, un alt match. Cât am filmat până acum? 17 minute, cam câte un episod normal. Deci e până acum super ok. Hai să vedem care e treaba aici. E vila pe aici? E vila? Nu, nu e vila. E Frozen. Bine, o să-i dau așa. Ia. V3. Le-am scris la băieți să dea V3 dacă vor. Acolo. Super, super tare. Și până începe meciul acesta, mai vorbim și noi despre anumite lucruri. Bă, am văzut că de la un timp am reușit și pot să mă țin de postat pe canal, chiar am postat de 3 ori zilele acestea, de 3 ori pe zi. Și mă bucur foarte mult că și voi ați observat chestia asta și că mi-a apreciat munca. Până acum știți că mă chinuiam să fac un clip pe zi. Mai aveam pauze de o săptămână că postam un clip pe zi și chestia asta chiar am zis, bă, trebuia să se schimbe, nu puteam să las așa canalul. Și acum m-am pus tare rău pe canal, postez într-una și văd că și voi apreciați chestia asta, aceasta. Ia să vedem. Mă bucur foarte mult. Mai accept aici pe Clash dacă vă întrebați ce fac acum. Accept. Acceptăm băieții aici în clan. Jam. Băgăm aici. Mamă, faza noastră e că va trebui să mai scot câțiva playeri din clan, bineînțeles pe cei mai low, dar faza e că eu sunt cel mai low din clanul meu și cu toate că mă simt un pic cam prost că sunt cel mai mic la mine în clan, dar ori pot să-mi readuc trofeele înapoi, vă zic eu. Dar faza e că mai am și eu prieteni, bine, deja mi-a intrat un singur prieten în clan, mai trebuie să-mi intre în jur de vreo 3, deci trebuie să păstrez locuri speciale pentru ei. Ce mapa a picat, mă, frate? Lotus, asta e mapa Lotus, mă. E o mapă tare, frate, e o mapă chiar tare, dar trebuie să-mi găsesc locul ăla unde mă ascundeam eu. Unde e, frate? Cum ajungeam acolo? Unde mă ascundeam eu, mă? Aici?
Nu cred că era aici. Cred că era un pic mai sus. Da, așa era. Sper să nu mă prindă nimeni aici în timp ce eu încerc să mă ascund. What? Ok, nu era aici, am greșit locul, iară. The fuck? Văd deja doi playeri pe acolo. Sper că nu m-au văzut băieții. Sunt super curios dacă pot să sar acolo. Stai mă, fraiere, că nu încercam să mă solidez aici. Oh, sunt 100% sigur că puteam să reușesc jumpul ăla. Dar sunt eu mult prea idiot. Cred că exact pe cealaltă parte. La nivelul ăsta de exact pe cealaltă parte. Fii atent. Da, aici este. Ăsta este cel mai bun loc, băieți. Ce faceți aici? Cum primești o sabie și încearcă cineva să vină aici, îl împingi, nici dracu, n-ai cum să pierzi meciul ăsta dacă stai aici. Am găsit din întâmplare totuși locul ăsta prima oară, dar am văzut că merge și am zis, hai frate, să continuăm să ne ascundem aici, pentru că e bine. Deci, băieți, dau aici cu taunturi, no stress. Sunt totuși găsiți destul de rapid, ceea ce e bine, câștigăm. Your towns are in cooldown for 5 more seconds. Ok, boss. Ja. Tot aud că aleargă cineva pe aici, dar uite, vedeți? La cât de obvious e locul acesta, e foarte ascuns. Nimeni nu vine să te caute aici. Bine, dacă eu aș fi fost seeker, aș fi venit să caut aici, pentru că sunt locuri în care poți să te ascunzi aici. Mi se pare că și frunza asta de lângă obsidian este player. Doar mi se pare, nu sunt sigur. Dar poți de aici cu câte taunturi vrei, nu te găsește nimeni. E cel mai bun loc, frate, vă zic eu. De până acum. Players alive, 14-7. E bine, chiar e bine. Jam. Ia uite-l mă pe ăla. Unde mi-a zburat mă oaia? Zdrang. Omul nu știe de unde. Ia uite, mai e un bloc de iron acolo. What? Nu l-am văzut. Câți players sunt aici, mă? 1, 2, 3, 4, 4. Cu aia. Deci sunt 100% sigur că suntem 4, doar dacă frunza asta este și ea un player. Dacă nu este, suntem doar 4. Dacă este și ea, suntem 5, frate. Suntem 5 playeri aici, frate, jumate din playeri, jumate din server. Haide, veniți încoace. Oricum, n-au nicio șansă, vă zic eu. N-ai nicio șansă, pentru că dacă vine cineva, foc sabie în gură și pleacă. Zrang. Băgăm toate taunturile posibile, că oricum nu ne găsește nimeni aici. Un loc bestial, frate. Și sper că vă plac totuși episoadele acestea de acestea speciale. Probabil o să fac din 10 în 10 episoade așa, adică și la episodul 30 să fac un episod de jumătate de oră, pentru că nu pot să fac așa mereu, chiar simt deja că filmez deja de prea mult timp și faza e că chiar mă simt ciudat, dar a venit cineva aici. Uite, vedeți? Încearcă cineva să dea în ăla. Ia uite mă, mai e o frunză acolo. Bă, câți playeri suntem aici, mâncați așa. Bă, toată, suntem jumătate de server aici. Mamă. Așa, de cât timp filmez? Filmez de 23 de minute. Oh shit, mi-am deschis Steam-ul, what the fuck. Ok. Filmez de 23 de minute și ăsta este al patrulea meci, cred. Și cred că o să jucăm 5 meciuri, din câte am zis că am aproximat 5-6 meciuri. Deci 6 nu cred că o să avem timp, dar 5 meciuri, 100%. Mai un minut, totul merge perfect, frate, deci v-am zis, deci dacă vreodată o să vă jucați pe mapa aceasta, Lotus, nu este cea mai proastă mapă din lume, dar dacă o să jucați vreodată pe ea, ascundeți-vă aici, frate, măcar cu un prieten, sau chiar voi singuri, bă, când vine unul, pum, sabie și cade imediat. Până se întoarce la voi, până nu știu ce, nu mai are nicio șansă, vă zic eu. Și un loc foarte bun. Foarte, foarte, foarte bun. Adică uite pe aia unde caută. Și eu înainte nu știam care era treaba cu mapa asta, mă ascundeam pe acolo, pe bărci, pe nu știu ce, ziceam că nu mă găsește nimeni. Acolo caută toată lumea. Faza e că aici nu... E cel mai bun loc, frate, e cel mai bun. Dar sunt curios cum vine chestia asta, gen... Love, what? Ok. Cum vin punctele astea aici? Care mă aici pe lângă că-mi bate inima la... Uite, cum am acum 56 de puncte la final, oare care o să fie
treaba. Cum îmi bagă punctele aici? Deci am 56 de puncte la final și când câștig, câte puncte mai îmi dă? 256. A, îți dă 200 de puncte când câștigi. And 40 tokens for winning as hider. Da, mă. Și așa câștig eu puncte mereu și am foarte mare scorul din părerea mea, nu știu. Doar din 20 de episoade nu m-am urcat niciodată off camera. Doar din 20 de episoade, bun. 25 minute. Mai avem timp de un singur match. Deci, un singur match. Și asta o să fie ultimul match din episodul nostru special. Oh, Vila. Ia. Voi trei. Sper să-mi asculte băieții porunca. Vot 3, please. Pentru că am găsit cel mai bun loc pe Vila acolo. Măcar să fie ultimul. Yes. Mă duc acolo, mă duc instant. What? Am și uitat să-mi aleg blocul pentru o secundă. Am uitat eu să-mi aleg blocul sau nici nu mi-a dat să-mi aleg? Bar n-am. Mă duc, mă bucur că m-a făcut wood plank. Fii atent. Zdrang! Nu te găsește nimeni aici. Bong. Am câștigat meciul, băieți. Nimeni nu o să bănuiască că sunt aici decât ăștia care știu mapa. Zdrang, op, ce, de unde au ieșit ăstea? Habar n-am. Atent aici. Cât de bine sunt camuflat, nu-mi vine să cred. Oh, shit. Au, ți-mi mișcă ăsta singur. Fantome, a? Fantome. Bă, dacă stai să te gândești așa, zici că sunt fantome. Oh, ce-ai făcut, mă, nene? Ce faci? Nu știi unde să te ascunzi? Ia uite aici unde sunt eu. Nu mă vede nici dracu. Nimeni nu mă vede aici. Cel mai bun loc. Cel mai bun loc de până acum. Chiar mă bucur că am ajuns aici și m-am ascuns. Sper că nu știe nimeni de locul acesta. Ia să mai acceptăm și niște playeri aici pe clan. Să vedem dacă a mai intrat cineva. Ia uite, dau un ship așa random. Ia, cine zice aici? Salut, sunt fan Cristi Rob. Pot intra, voi fi activ. Fac 800 de donații minim pe sezon. Ok. Ok. Ia. Yeah. Ce mai avem pe aici? Zrang. Zice cineva aici, o să ajungem top 200. Bă, să știi că o să ajungem top. Pentru că suntem totuși puțin player, dar foarte mulți cu multe trofee, ceea ce e super bine. Cristi pune pe Romania. Ah, mi-au zis așa, schimb gen ăsta pe Romania, ca să avem totuși ăsta local, clanul local. Au dreptate totuși. Ia, acum mai mergem aici, aici 10, totul bine. Hai să punem ăsta pe Romania. Abăgâdâie, făgâcea, ok. Romania. Zdrang! Ca să ne găsească lumea. Băi, frate, gata. Cred că o să intrăm pe local. Care-i, mă, top? Acum vreau să mă uit totuși, nu m-am uitat niciodată. Clans, local. Ia să vedem, mă, frate, care-i treaba aici. E top 200, presupun. Și cel mai minim clan are 41.000 de puncte. Oh, cam multe, să fiu sincer. Aici e destul de greu să ajungem aici, dar o să ajungem. O să ajungem cât de curând, vă zic eu. 41.000 de puncte. Deocamdată avem. Oh, shit, mai vrea cineva să intre în clan. Accept. Deocamdată avem 32.000. Nu, 33.000 acum și suntem doar 30 de playeri. La 50 de playeri, dacă tot așa o să fim, credeți-mă că intrăm fără îndoială. Ia uite, mă, păi, ăștia trec pe lângă mine. Ăștia trec pe lângă mine și nu fac, n-au nicio idee, bă. Niciuna. Oh, shit. Ia, fii atent, că dau o bucată, nu știe de unde vine. Nu știe. Nu știe. Mamă. Mod! Ia uite-l, mă, nu știe de unde vine. Bă, ești retardat. Bine, cam întind coarda, o să-și dau seama de unde vine. Mamă, nici unul nu știe de unde vine. Bă, ești retardat. Bă, mor. Nici idee n-are. What the fuck. Mai sunt doar eu în viață, lol. Mai un minut și deja forțez asta, deja am început ăștia să dea pe aici. Asta e super paranoic, nu știe de unde vine. Holy shit. Dacă nu dădeam în ei, n-aveau nicio îndoială că s-ar putea să fiu ascuns pe aici, dar
E cam nașpa, că tipul ăsta începe să caute. Oh. Te rog, oprește-te, nu dam blocul ăsta. Thunder 2017, te rog, oprește-te. Nu mai da pe aici, te rog eu frumos. Mai sunt eu singur, vreau să câștig meciul acesta. De când îmi doresc să câștig meciul ăsta? Un meci doar eu singur, te rog. Lasă-mă în pace. Mamă, ultimul meci, cel mai marfă și cel mai stresant, într-un fel așa, e mega suspans la fix la ultimul meci. Holy shit. Vă gândiți, chiar am ajuns ultimul la un minut și ceva și nimeni nu are on. Mamă, am găsit oficial. Oricum, bine, vă dați și voi seama, după ce postez episodul acesta, toată lumea o să știe de locul acesta. Și nici nu o să mă mai pot să mă ascund aici pe vila, dar holy shit. Cel mai bun loc, uite, deja toți s-au îndepărtat. Mai e unul aici, deja toți s-au îndepărtat că nu mai are absolut nicio idee unde sunt. Yes! Ultimul am rămas, am câștigat. Yes! Woo! Ia uite locul ăsta. Locul ăsta, uite-te la el. Oh my god. Mamă, și ați văzut că omul a început să dea, uite așa pe rânduri, să dea în fiecare rând să vadă care e ăla bun. Holy shit, și fixă pe mine numai. Oh! Yes! Cel mai bun match. Și de jumătate de oră și de episodul 20. Cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost Cristi și ne vedem data viitoare. Pa, pa.